Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 161 ediție de analize economice, un proiect comun Iris Viitor și Privesc Eu. Cealaltă ediție le puteți urmări pe pagina noastră Iris Viitor, Privesc Eu sau pe pagina mea Ioniț.md. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care va fi un ciclu, cred că vor fi mai multe ediții voi avea, legat de înviorarea procesului de creditare care îl simțim acum în Republica Moldova. Astăzi mă voi opri doar la sistemul bancar, în afară de bănci mai avem și sectorul nebancar, unde situația este puțin diferită, oricum plus minus tot se aseamnă cea din bănci, dar băncile readuc aici aminte după ce Banca Națională a năsprit politica monetară, a avut o încetinire a procesului de creditare, acum avem o înviorare, mai mult cu atât portofoliul de credite sau volumul sau soldul creditelor în sistemul bancar a înregistrat cea mai mare creștere, n-am mai avut așa ceva până acum, dar sunt nuanțe destul de diferite, lucrurile nu stau atât de rău după cum ar părea la prima vedere, dar sunt și lucruri pozitive, lucruri mai puțin pozitive. Am considerat că să facem o diagnoză generală, după aceasta în alte ediții ne vom opri la creditele de consum, creditele ipotecare, creditele persoanelor fizice, creditarea persoanelor juridice, domeniile prioritare, dar astăzi trecem doar în scurt în revistă. Dacă observăm atent, astăzi volumul total de credite care sunt oferite de către bănci, economii naționale, atât persoanelor fizice, deci cât juridici, se apropie de 70 de miliarde lei și au ajuns la 69,6 miliarde, în creștere doar în acest an cu 5,7 miliarde. Dacă observați, în jumătate de an a crescut de peste două ori, comparativ cu tot anul trecut. Anul trecut toată creșterea anuală a fost de 2,3, acum în jumătate de an 5,7. Este mai mult sau mai puțin comparabil cu anul 2021, când am avut cea mai mică rată a dobândă și am avut cea mai mare creștere a tot ce înseamnă procesul de creditare în Republica Moldova. Împărțit pe tipuri de persoane, observați foarte bine că în acest an, în mediu, portofoliul de credite din bănci a crescut cu 953 de milioane de lei lunar. Mai mult chiar în 2021, când am avut maximă istorică de 892 de milioane. Însă este o diferențiere. Atunci persoanele fizice dominau foarte puternic, persoanele juridice erau mai slabe. Vă aduc aminte că până în 2013, practic la noi, 90% din toate portofoliile de credit era persoane juridice, persoanele fizice nu aveau împrumuturi sau aveau neesențial în jur de 10%. După ce s-a întâmplat jaful bancar la noi, creditarea persoanelor juridice a încetinit, ca să nu spun, și s-a redus mulți ani la rând, de aceea, practic, băncile s-au menținut datorită persoanelor fizice. Acum am avut o accelerare, dar dacă ne uităm atent, anul trecut persoanele juridice, practic, portofoliul de credit n-a crescut deloc, 18 milioane mediul lunar, comparativ cu persoanele fizice, 171. Acum avem o înviorare a persoanelor fizice și o creștere 449 de milioane de lei lunar la persoanele juridice. Ultima dată am avut ceva asemănător, doar în 2013. S-ar părea că e bine și dacă v-aș da doar acest indicator, dumneavoastră ați putea spune cât de frumos. Deci persoanele juridice de la 18 milioane de lei creșterea mediul lunar, 449, o creștere spectaculoasă fără precedent în istoria noastră, dar când voi da un alt indicator, veți vedea că sub această creștere, de fapt, să spun niște proces nu tocmai bune din economie, lucruri care trebuie să le știm și să realizăm că situația nu este cea mai perfectă. Al doilea element important este tipul de valută cu care ne împrumutăm noi. Dacă ne uităm atent, până în anul 2012-2013, creditarea economiei în Republica Moldova plus minus era egal. Cât valută, atâta și lei, întotdeauna denominat leu, dar am avut undeva 55% lei, restul valută. După 2014, practic, creditarea în valută a rămas la același nivel, 13-14 milioane de lei anual în valută, numai că recalculat în lei, iar tot ce a crescut, a crescut în valută. A fost criza din 2022 care a încetinit procesul de creditare și a reorientat oamenii leac atunci când a crescut brusc dobânda la credite în lei. Puțin a crescut creditarea în valută, iar acum creditarea în valută revine la nivelul acesta minim care este, iar astăzi noi avem 77% credite în lei sau este
cel mai mare nivel istoric înregistrat de noi vreodată. Deci, dobânda scăzută, încrederea în valuta națională, aceasta este pozitiv, a dus la ceea că aproape 80% sau 4 din 5 lei care sunt luați, fie de agenți economici, fie de populație, mai ales pe parte de agenți economici și populația, cam totul iau în lei, este în lei, în valută. Noi avem chiar o scădere destul față de 2022, vedeți, o scădere semnificativă, iar toată creșterea se datorează exclusiv creșterii portofoliului de credite lei, lucru care este bine. Dar după cum am spus, se compare anul 2024 cu anul 2023-2022, nu prea este corect din simplu motiv că valoarea banilor era diferită. De aceea, un indicator care ne poate ajuta să înțelegem cam care este procesul de creditare a sectorului bancar este că total credit raportat la produsul intern brut. Dacă observăm atent, în 96-97 noi am avut 16-19%, 99-11% din produsul intern brut, iar recordul a fost în 2014 36% din produsul intern brut. Aici trebuie să fac o mică remarcă. La noi din 2013 s-a schimbat metodologia de calculare a produsului intern brut. Și dacă aș calcula după metodologia vechi, atunci în anul 1999, când am ajuns la minimul, de fapt, creditarea a fost de cam 13% din produsul intern brut de la acea vreme. Noi, eu aici am făcut ajustarea la produsul intern brut nou, care e aproximativ cu 20% mai mare decât după metodologia veche, astfel ca să putem compara datele din 2013 mai departe cu cele până în 2013. Din acest motiv putem spune că în prezent la noi procesul de creditare 21% din produsul intern brut este cam cel mai mic nivel din ultimii 25 de ani. Observați, am avut o scădere constantă până în 2018, și după aceasta am avut o înviorare până în 2021. Înăsprirea politicii monetare ne-a dus la o încetinire a procesului creditare. Acum avem o ușoară înviorare, dar până la revenirea la nivelul 2014, cred că ne va lua încă mulți ani. Altfel spus, criza provocată în 2014 de delapidarea din sistemul bancar, noi nu vom reuși să recuperăm, cred că nici până în anul 2030. Asta la propriu, nu fac acum exagerare. Însă, după cum am spus, faptul că la noi s-a înviorat procesul de creditare ar trebui să ne bucure, însă și da și nu. De aceea eu mai am un indicator, care doi indicatori, dar înainte ca să ajung la ei, am să dau cam care este situația în sistemul nostru financiar. Indicatorii aceștia sunt doi, creditarea netă a mediului de afaceri și gradul de economiile nete ale populației. Când am să ajung la dânsul, să explic ce înseamnă ei. Haideți din tâi să vedem care este tabloul nostru. Până în 2013, la noi situația era aproximativ în felul următor. Băncile acumulau depozite preponderent la populație și oferea credite preponderent agentelor economice. Eram într-o situație de echilibru. Volumul de credit era egal cu volumul de depozite sau invers. Volumul de depozite era egal cu volumul de credite. Asta se întâmpla până în 2013. După aceasta, nu mai repet din ce cauză, deja toată lumea știe, noi acum suntem într-o situație în care băncile s-au recuperat sau și-au recapătat încrederea și a cetățenilor și agenții economici. Aici avem o problemă care merită o discuție aparte și noi în prezent avem depozitele în bănci au ajuns la 120 de miliarde de lei, 120,5 miliarde de lei. Deci este o creștere, observați, o creștere destul de rapidă și în 2023 și în 2024. Să uităm că aici avem doar în jumătate de an. Deci ce avem noi în rezultat? La noi cresc creditele oferite economiei și avem o creștere substanțială și în 2023 și în 2024, însă ele cresc mai lent decât depozitele în bănci, adică oamenii aduc mult mai repede bani în bănci decât să iau credite, respectiv avem un surplus de lichidități în sistemul nostru bancar fără precedent în istoria noastră de 50 de miliarde anul trecut și de 50,8 miliarde anul acesta. Situația s-a stabilizat, dar nu se îmbunătățește, deci 50 de miliarde
trei sau aproape jumătate din toți banii care se află, jumătate ca să fiu așa mai exact, 40% din toți banii care se află în sistemul nostru bancar, sunt bani pe care noi nu prea avem capacitate să-i utilizăm. Și aici, ca să mai înainte ca să trec la propriu zis, sunt un indicator care mi se pare foarte interesant și aceasta ne va descrie mai departe despre ce vorbim, repartizarea creditelor. După cum vedeți, la noi mulți ani de zile dominau creditarea persoanelor fizice, la persoane juridice, persoane juridice 90%, 10% persoanele fizice, după aceasta la noi am ajuns 40% credite persoane fizice, 60% credite persoane juridice, s-a îmbunătățit puțin în 2022, atunci când s-a năsprit politica monetară a Băncii Naționale, a fost descurajată creditarea persoanelor fizice, ei practic nu au luat credite, dar acum se stăm iarăși la o înviorare a creditării persoanelor fizice și primește că persoanele juridice au ajuns iarăși la minimul istoric de 59,3%, altfel spus, la noi în prezent avem o accelerare a procesului de creditare, dar are loc mai mult din contul persoanelor fizice. Ce avem noi? Avem doi indicatori de bază care ne permite să înțelegem ce se întâmplă în economia noastră. Primul este economiile nete ale populației în bănci. Ce înseamnă economiile nete? Asta înseamnă toți banii care oamenii au dus în bănci minus creditele care le-au luat la bănci. Dacă observați, economiile nete ale populației a crescut stabil până în 2017, de atunci inclusiv datorită programului Prima Casă și înviorarea procesului de creditare, noi am avut 2 ani de zile când de fapt creditele, oamenii au luat mai mult credite decât au pus bani în bănci, am avut o creștere a economiilor nete negativă, deci altfel spus oamenii și-au redus economiile, au consumat. 2020 a fost un an de stagnare, 2022, dacă observați, au crescut economiile nete din simplu motiv că Banca Națională a năsprit politica monetară și a spus că uitați-vă, economisiți, nu cheltuiți. Și așa s-a văzut 2022-2023. În acest an, oamenii continuă să-și crească economiile, însă iau foarte activ credite, de aceea economiile nete s-au plafonat, altfel spus, foarte multă lume pune bani la bancă, dar fix atât de mulți oameni iau credite și, practic, economiile nete ale populației nu cresc. Economiile nete ne leagă de un alt indicator care se numește gradul de îndatorare a populației raportat la PIB. De ce facem acest lucru? Deoarece nu poți compara leul de astăzi cu leul din 2000. Dacă observați, în anul 2000, practic populația nu avea datorii față de bănci, 0,39% s-au raportat la PIB de 12 ori mai puțin. Deci oamenii erau de, nici nu 12, de 15 ori mai puțin creditați decât în prezent. După aceasta am avut o creștere până în 2007, apoi a urmat criza, ne-am coborât la 4,35, iar maxima istorică a fost atinsă în 2020, când am avut cea mai mică rată a dobânzii, oamenii au luat credite de consum, credite ipotecare și am ajuns la 13,31% rata de îndatorare a gospodăriilor casnice raportat la PIB. Astăzi suntem la nivel de 12,32%. Observați că politica monetară a Băncii Naționale de descurajare creditelor și-a dat efecte și îndatorarea populației a scăzut la 13 la 11,5. Nu mult, dar a scăzut. Astăzi avem o înviorare. Mulți au puțin 12% din produs intern brut. Comparativ cum am fost noi în 2000, evident că e mult, de 15 ori mai mult. Comparativ cum a fost în ultimii ani de zile, tot e mult, de 3 ori mai mult. Însă, media de creditare în Uniunea Europeană este din jur de 50-60% din produs intern brut, deci rata de îndatorare a populației în Republica Moldova este cam de 5 ori mai mică decât din Uniunea Europeană, iar în regiunea noastră, rata de îndatorare a populației este 15-20%. Deci noi încet, încet ne apropiem cu împovărarea creditării persoanelor fizice la media regională. Însă cel mai trist indicator este următorul. Asta este creditarea netă a agenților economice. Dacă vă aduceți aminte, v-am arătat că în 2023 agenții economici practic nu s-au creditat, iar în acest an ei au crescut brusc portofoliul de împrumuturi, însă situația nu s-a ameliorat și vă explica din ce cauză. Este așa un indicator care se numește creditarea netă a business-ului.
sau care este volumul de credite luat de business la bănci minus depozitele care agenții economici le mențin în bănci. Și dacă observați, întotdeauna agenții economici luau cu mult mai mulți bani din bănci decât țineau depozite. Evident, o parte din agenții economici țineau depozite în bănci, restul erau credite și am avut în 2012 18 miliarde, apoi s-a înrăutățit și situația s-a început a agrava an de an la zile, agenții economici țineau bani în bănci și tot nu luau credite. Am ajuns la o situație proastă în 2021 când am avut o rată de creditare negativă. După aceasta, în 2022 s-a îmbunătățit situația, iar în 2023 și 2024 avem o prăbușire a tot ce înseamnă acest indicator și avem o situație, sper că fără precedent în istoria noastră. Până acum n-am avut și sper că niciodată nu vom avea. Avem o creditare netă a business-ului de la bănci. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că agenții economici țin mai mulți bani la bănci decât au luat credite. Deci ei nu doar că nu iau credite pentru dezvoltarea afacerii, dar chiar și banii lor care iau, ei preferă să-i țină în bănci, nu investesc. Lucru care arată că situația este una foarte dramatică în economia noastră. De fapt, economia noastră este într-o situație în care ei creditează băncile. Deci noi avem o situație paradoxală. Dacă în toată lumea populația duce banii la bancă și agenții economici au banii populației și investesc, noi avem o situație inversă. Agenții economici duc banii la bancă și populația ia banii și consumă acești bani pentru producții de export, de import. Deci avem o creditare netă și este determinată de faptul că la noi creditele au crescut. Uitați-vă atent, anul trecut am avut 38,6 miliarde lei, noi să avem 41,3, o creștere semnificativă. Însă depozitele au crescut și mai mult. Deci în condiția când unii agenți economici au credite, alții duc depozite la bancă și mai mult. Lucru care de fapt ne arată că situația este cu mult mai neplăcută. Dacă să luăm raportat la produsul intern brut, știți că una când verifici miliarde de lei, dar raportat la produsul intern brut, uitați că noi am avut creditarea netă a business-ului, a mediului de afaceri, am avut 34%, acum avem 13,6%, deci să nu uităm că în 2000, calculând după metodologie nouă, aceasta înseamnă că în prezent mediul de afaceri, credite luate de la bănci are cam, raportat la PIB, cam mai cel mai slab nivel din ultimii 25 de ani, dar cel mai grav este alta. Atunci mediul de afaceri nu prea avea depozite, deci practic unica ce era erau credite, iar astăzi noi avem o situație în care agenții economici creditează ei băncile și nu invers. Deci aici nu ține de faptul că băncile oferă în condiții nepreferențiale, aici nu ține de faptul că băncile oferă credite în condiții foarte aspre, aici este tot condiționat de faptul că agenții economici în prezent ezită să facă investiții și preferă să țină bani în bănci. Apropo, cea mai mare parte a acestor bani, undeva 80% din toți acești bani stau la vedere sau la vedere cu dobândă redusă, practic fără dobândă, haideți să spunem, stau bani fără dobândă, deci 80% din toți acești bani, din 50 de miliarde de lei care agenții economici țin în bănci, nici nu stau măcar la depozit ca să câștige bani. Lucru care evident trebuie să îngrijoreze, lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. În concluzie, noi, în prezent, asistăm la un proces de înviorare a creditării de către sectorul bancar. Această înviorare se face și din contul agenților economici și din contul populației, însă, dacă în cazul populației vorbim de o înviorare calitativă, deci oameni într-adevăr vin și iau împrumuturi ca să consume anumite lucruri sau fie ca să-și facă investiții în imobile, atunci în privința agenților economici, din nefericire pentru noi, avem o situație fără precedent în istoria noastră, când creditarea mediului de afaceri este una negativă, creditarea netă este una negativă, lucru care mă îndoiesc într-o careva țară din Europa vreodată a fost înregistrat. Cred că aici noi suntem unici. Nu pot să-mi imaginez în ce țară mai putea avea o creditare netă a business-ului negativă decât în afară de Republica Moldova. Aceasta arată că situația în economie rămâne una complicată și
cred că ar trebui la modul serios să ne gândim de ce se întâmplă acest lucru. Vă mulțumesc până data viitoare!